Bună ziua, vă salută Tatiana. Eu am făcut aici o mică vestuță pentru o fetiță, însă ceea ce vreau să vă arăt astăzi este modelul în sine. Un model foarte ușor, un model care poate fi lucrat de fiecare dintre dumneavoastră. Cu acest model puteți lucra flaneluțe, vestuțe, toate mărimile dorite de dumneavoastră și chiar pentru fular ar merge acest model. Așa cum spuneam, eu vă voi arăta modelul în sine, căci acesta este important. Vom pune un număr de ochiuri divizibil cu 6 plus 3. Deci puteți pune 60, 90, 120, exact mărimea de care aveți nevoie dumneavoastră, să fie un număr divizibil cu 6, iar la urmă vom adăuga 3 ochiuri de lanț care ne vor ajuta. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și voi începe să pun ochiurile de lanț. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și vom continua singure. Eu am montat 30 de ochiuri, voi adăuga 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul de croșet și în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet, voi face un picioruș dublu și voi continua. Picioruș dublu în următorul ochi de lanț, picioruș dublu în următorul ochi de lanț. Deci, până la sfârșitul rândului, noi vom face piciorușe duble. În felul acesta, înaintăm, lucrând piciorușe duble. Și am ajuns la capătul rândului cu piciorușe duble. Acum voi continua. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru. Firul pe croșet. Acesta este primul picioruș pe care nu-l numărăm. Începând de la acesta vom număra 1, 2. Vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș și vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Deci am format acest V. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț și din nou voi număra 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș și voi face un picioruș scurt. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, numărăm din nou 1, 2, intrăm în corespondența celui de-al treilea picioruș și facem piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. După care vom continua 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, vom număra 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, lucrând un picioruș scurt. Și voi continua 1, 2, 3, firul pe croșet, numărăm din nou 3 piciorușe și fac piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Cam așa se prezintă cel de-al doilea rând. În felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului. Sunt aproape la finalul rândului, am făcut ochiurile de lanț, piciorușul scurt, din nou 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi sări 1, 2. Voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, voi lucra piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș și voi face un picioruș dublu. În felul acesta am
se închide rândul. Întotdeauna rândul se va închide cu un V. Continuăm. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi întoarce din nou lucru, firul pe croșet. În corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi lucra un picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Le voi închide împreună, un ochi de lanț, firul pe croșet, voi forma cel de-al doilea grup de două piciorușe duble neterminate pe care le închid împreună, un ochi de lanț și cel de-al treilea grup. În felul acesta, după ce am lucrat cele trei grupe, voi face un ochi de lanț și mă voi deplasa în următorul spațiu, format din cele două ochiuri de lanț, lucrând din nou. Primul grup de două piciorușe duble neterminate, le închid împreună, un ochi de lanț, cel de-al doilea grup, le închid împreună un ochi de lanț și cel de-al treilea grup, le închid împreună un ochi de lanț. În felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, în corespondența fiecărui V am lucrat aceste trei grupuri de câte două piciorușe duble închise împreună, cu un ochi de lanț între ele. Ajunse la sfârșitul rândului, vom lua firul pe croșet de două ori, vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul dublu, deci din primul rând, și vom lucra un picioruș dublu înalt. În felul acesta închidem rândul, după care vom continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucru, firul pe croșet. Voi intra în spațiul format între primele două grupe și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența spațiului dintre grupele 2 și 3. Voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet. Voi intra în spațiu dintre aceste două rapoarte. Piciorușul dublu, ochi de lanț de separare și continuăm. Firul pe croșet, picioruș dublu în spațiul dintre primele două grupe de piciorușe duble. Un ochi de lanț, apoi firul pe croșet, din nou picioruș dublu în spațiul dintre grupul 2 și 3. Piciorușul dublu, ochi de lanț de separare, iar acum piciorul dublu în corespondența spațiului dintre cele două rapoarte și ochiul de lanț de separare. Nu uitați ochiul de lanț de separare pentru că este foarte important. Dacă îl uităm, atunci nu ne va ieși rândul următor. Deci, în felul acesta, încet, încet, noi ajungem la capătul rândului, lucrând. Modelul este foarte spornic și foarte ușor de reținut. În momentul în care ați lucrat deja un rând sau două, nu este nevoie să vă mai uitați pe caietelul unde notați dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului, aici voi face un picioruș dublu, ați văzut. Am luat firul pe croșet, am intrat în acest spațiu, am făcut un picioruș dublu și am închis rândul. Voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care voi întoarce lucrul din nou. Firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț și fac un picioruș dublu. În corespondența piciorușului dublu, din rândul anterior, un picioruș dublu. Picioruș dublu în spațiul format din ochiul de lanț. Deci, în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț și al piciorușului dublu, noi vom face piciorușe duble. În felul acesta vom
încheia modelul. Acesta poate fi repetat ori de câte ori aveți nevoie pentru înălțimea care aveți dumneavoastră nevoie. După cum vedeți, eu am lucrat cu firul Bravo. Puteți lucra cu orice fir doriți dumneavoastră. Puteți observa că este foarte spornic. Deja am câțiva centimetri înălțime aici. Foarte ușor se va lucra și de aceea am decis să vă arăt și dumneavoastră acest model. Ia uitați-vă cât de repede merge. Foarte simplu. Ajungem la capătul rândului, după care, așa cum spuneam, seria de la capăt. Vom ajunge aici și vă voi arăta și modul în care vom relua rândul. Este simplu și foarte frumos. Pentru această perioadă, primăvară-toamnă, bineînțeles, acum este toamnă, este foarte util acest model. Nu este nici prea gros, nici prea. Ajunse aici, în corespondența ultimului spațiu, vom face un picioruș dublu și am ajuns la capătul rândului. Acum voi continua 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi relua din nou. Deci primul nu îl numărăm. Vom continua, vom intra în corespondența celui de-al treilea. Scuzați întreruperea, deci am făcut piciorușul dublu, cele două ochiuri de lanț, firul pe croșet, piciorușul dublu și am format deja primul V. Vedeți? După care din nou continuăm 3 ochiuri de lanț, sărim 1, 2, intrăm în corespondența celui de-al treilea picioruș, am făcut piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, practic repetăm totul. 1, 2, corespondența celui de-al treilea, în felul acesta. 2 ochiuri de lanț de separare pentru a forma V-ul și se continuă. În felul acesta, acest model l-am folosit pentru a lucra vestuță. După cum vedeți, este o vestuță simplă, de purtat chiar pe lângă casă. M-a rugat o vecină de aici să o lucrez. În felul acesta puteți lucra și dumneavoastră. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat, vă rog să lăsați un like, un comentariu și... ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!